marele rapsod al banatului de munte, Iosif Ciocloda, recunoscut pentru cântecele sale care au mângâiat sufletele bănățenilor așa cum au fost rosmarin bănățenesc, satule grădină mândră, frunză bătută de vânt, m-am gândit mamă să cânt, s-a stins din viața astăzi, la vârsta de 85 de ani Iosif Ciocloda s-a născut pe data de 1 octombrie 1937 în satul Borlovenii Vechi, comuna Prigor, de pe Valea al fiind unul din cei mai talentați rapsozi ai folclorului bănățean care și-a început cariera pe marile scene din postura de solist al ansamblului Cindrelul din Sibiu, fiind influențat în cântecul său de sensibilitatea interpretativă a Doamnei Munților, Lucreția Ciobanu și de un alt mare artist al neamului românesc, Ion Cristoreanu, așa cum avea să mărturisească peste ani marele artist.